Hapși, ia ca cu ajutorul lui Băjuca sărbătorile s-o cam muntuit, sărbători care ne-au cam mulți de bănișori și de-a mai timpul de muncit. Încetșor, dar trebuie de ieșit din casă. Mințele de-a mâncât că s-o mai limpizit o leac și putem să grăim despre lucruri care aparent par așa de râs, nu știu cum. Dar după câte să vedeți, sunt destul de serioasă. Ia veniți încoace, stăți cam își vă spun Ivanea Băț. Grijile și nevoile și sărășie rămas încă din anul vechi, după ce am investit cam mult în mesele de sărbătoare cu detete, cu somoni, încep să apară primele știri din anul nou, mai în fiecare zi același subiect, accidente grave cu tamponări de pietoni. De fapt, subiectul ăsta cu tamponarea pietonilor ne este ghinii cunoscut că s-a petrecut destul și anul trecut și mai și el al trecut, dar și mai și el al, și mai și el al trecut. Tamponări la traversări neregulamentare, adică pe unii se numerește, dar și pe treceri de pietoni, soldate cu traumatisme grave și, din păcate, cu decese. Ei, Doamne ferește! Pe urmă, peste alt articol în presă am dat, că după atâtea tamponări soldate cu decese și cu traumatisme, apă autoritățile mai s-au alarmat. Sărașele autorități, dă și așa de tare vă alarmați, dacă ani de zile n-ați fost în stare niște treceri de pietoni ca lumea să amenajați, nu cu var, dar cu vopsea, deși e calitativă, fosforescentă să le marcați. Spuneți niște lunini speciale la treceri de pietoni care sunt fără semafoare, dar după cum numai vă vaicarați și alarmați, așa înțeleg, tare vă mai doare în cot. Tătă jina o pun pe cârca șoferilor. Vor să dăie șoferilor amenzi mai mari și chiar cu suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă celor care nu se opresc să cedeze trecerea pietonilor pe trecerile pietonale. Autorităților le spari că anume soluția cu amenzele îi șei mai logică. Dar voi, autorități, chiar nu vedeți că în Tărcișnău sunt vreo 8 zebri care se văd ghine? Dar le puteți vedea numai în grădina zoologică? E adevărat, sunt și șoferi obraznici care zboară cu 120 de km la oră prin localitate, dar ei de obicei nu prea răspund pentru asemenea fapte. Ia ca de pe ei ați putea strânge pentru bugetul acela deficitar de anul ăsta niște lei. Dragi oameni, noi înțelegem ghine că nu de azi și nu de ieri, majoritatea din noi azi poți și bă pietoni, dar mâine poți și bă șoferi. Regulamentul circulației rutiere scrie alb pe negru că pietonul are prioritate. Da, dar numai pe trecerea de pietoni, nu pe unde le abate. Dar pe lângă prioritate, pietonul mai are și o responsabilitate. El trebuie să se asigure că șoferul are distanță destulă de frânare. Nu sări așa pe zebră, că dacă mașina e la un metru de zebră, știe de picioare. Încă un factor important, zebra nu este pentru alergare, dar nici nu e pentru plimbări agale. Și dacă ești cu bicicleta ori cu trotineta, pe zebră o duci de coarne. Zebra nu este un loc de selfie sau un loc în care stai cu nasul în telefon. Dă dovadă că ești cel mai responsabil pieton. Iar tu, cel care stai la ruli, să conduci atent, cu amabilitate și răbdare, după regulament. Noi trăim într-o lume grăghită și pietonii și șoferii tot timpul undeva îți grăghiți. Dar nu uitați că vă așteaptă cineva acasă. Șteferi trebuie să veniți. Și până autoritățile care, vai sărașii, cum se mai vaită și cum se mai alarmează, ori întreprind din sensul ăsta ceva concret, noi ne putem salva viețile unor altora prin indulgență, amabilitate și respect. Aici a fost Vanea Băț, care dorește pașii, liniște și înțelegere la tăți.